În urmă cu 15 ani eram student la ASE. Și mi-amintesc că am stat 6 ore la o coadă care pornea din fața hotelului București până la etajul 1 al hotelului București, pe calea Victoriei, astăzi este Radisson Sas, pentru a fi intervievat și mai apoi eventual selectat ca să curăț podele și mesele la primul restaurant McDonald's care se deschidea în România la acel moment. După o lună de zile am primit o scrisoare foarte elegantă, dar cu reject. 15 ani mai târziu, la același hotel Radisson Sas, am întâlnit un tip venit special de la New York, senior global vice president, whatever, al unei companii, lider mondial în domeniu, și am negociat atunci și am semnat un exit de la una dintre companiile pe care le creasem, o companie creată de la zero, dezvoltată profitabil în România și extins apoi regional în toate țările din Balcani, în fosta Iugoslavie și în Bulgaria, de altfel. Can you imagine the feeling? Închiderea acestui cerc, la peste 15 ani distanță, la același hotel, pe aceeași calea Victoriei, vă mărturisesc că îți creează o satisfacție extraordinară, o împlinire pentru care realmente merită să trăiești. Poftim? Era un dezastru. În tot acest timp, am simțit pe propria piele ce înseamnă să fii antreprenor. Auzim foarte des vorbindu-se despre lăcomia antreprenorilor, dar n-auzim vorbindu-se despre generozitatea lor, sau despre curajul lor, sau despre creativitatea lor. Să nu uităm că antreprenorii nu au un venit asigurat. Înainte de a putea lua vreun profit, ei trebuie să aibă viziunea să genereze și apoi să vândă anumite servicii de care consumatorii au nevoie. În antreprenoriat, în afaceri, înainte de a lua, este vorba despre a da. Este vorba despre sacrificii, este vorba despre muncă, despre riscuri și despre recompense. Este vorba și despre noroc, dar este vorba și despre învățare în tot acest timp. Este vorba despre echipă și este vorba despre parteneri. Și aici profit de ocazie pentru a-i mulțumi partenerului meu de la Same Day Courier, Lucian, cu care lucrez împreună de câțiva ani și care a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o în viața mea. După alegerea soției, bineînțeles. Apropo de soție, se spune că orice bărbat ar trebui să aibă o soție, pentru că la un moment dat în viață, mai devreme sau mai târziu, se va ivi ceva, ți se va întâmpla ceva pentru care nu vei putea da vina pe guvern. Însă antreprenorii din România au motive să dea vina pe guvern, pentru că aici, poate mai mult decât în alte părți, statul nu dovedește că înțelege suficient de mult și suficient de bine importanța antreprenorilor în societate. Poate că ar trebui să-și reamintească de ceea ce spunea Abraham Lincoln în urmă cu peste 200 de ani. Nu poți întări ceea ce e slab, slăbi ceea ce este puternic. Nu poți eradica sărăcia subminând bogăția.
Nu poți ajuta beneficiarul impozitelor prin împovărarea plătitorului de taxe. Și nu poți face la nesfârșit sprijini cetățeanul făcând în locul lui ceea ce ar putea și ar trebui să facă pentru el însuși. Eu am convingerea personală că viitorul va fi antreprenorial. Și nu spun cuvinte mari. Va fi antreprenorial atât la nivel individual, cât și la nivel corporatist și, de ce nu, chiar la nivel administrativ guvernamental. Pentru că ce e statul până la urmă decât cea mai mare organizație posibilă, nu? Câștigători vor fi cei care au expertiză, care au capacitate managerială și care au curaj să-și asume riscuri. Indivizii, corporațiile și statele vor avea succes dacă vor livra repede, bine și ieftin servicii care depășesc nivelul așteptărilor clienților lor. Flexibilitatea și adaptabilitatea, care sunt până la urmă trăsături eminamente antreprenoriale, vor valora enorm. Aceasta însă este o veste foarte bună pentru voi. Aici în sală se află manageri, antreprenori, viitori manageri sau viitori antreprenori, dar oameni care vor să învețe. Sunt oameni care văd oportunități acolo unde alții văd pericole. Sunt oameni care au ales să fie stăpânei propriului destin și nu victime ale sorții. Din punctul meu de vedere, aveți absolut toate motive să fiți încrezători în voi, în ceea ce puteți face pentru voi și pentru ceilalți, de o manieră la care să lăsați în urmă o lume poate un pic măcar mai bună decât cea care ar fi fost dacă n-ați fi trecut prin ea. Pentru a realiza însă aceasta este extrem de important, este vital să nu renunțăm la idealuri și la propriile noastre vise. Numai așa nu vom fi înfrânți. Funos, foarte frumos spunea un poet, Radu Gir, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Deci, never give up. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! S-a botat de microfon. Avem o întrebare diferentă. O întrebare cu două părți. Una către așa și una către tine. Dar de fapt nu știa că aici. Pentru că nu numai Octavian, dar și cei mulți cei dinainte ne-au dus către stat, că face statul, nu face statul, face drege și așa mai departe. Aș vrea să vă pun o întrebare. Să ridice mâna cei care sunt dispuși să intre în politică sau în administrație. Mâna sus. Deci tu mi-ai dat răspunsul că de fapt asta vreau să te întreb. Pentru că ne plângem de stat. Hai, fraților, să facem ceva. Eu nu vreau să intru în politică, dar avem aici pe cineva care a avut un discurs foarte bun, m-a dus gândul la politică. Da? Nu țin neapărat să intru în politică, dar am văzut la diverse evenimente și la Business Magazine cum diversi oameni de afaceri spuneau, au fost întrebați, doriți să intrați în politică. Nu, e câmp, e murdar. Păi cum doriți altfel să schimbăm? În ce să intrăm? Da, știu. Se duce într-o zonă inferioară, dar asta este.
Mai aveți întrebări, vă rog? Nu. Ba da? Ba da. Pe antreprenorii tratează o grămadă de entități, de la bănci, cred că sunt cel puțin 5 bănci pe piața azi care se ocupă de problema antreprenorilor. Statul, iarăși, are câteva probleme în ultimii 5 ani, a încercat diverse programe. De ce nu iese nimănui? Sau ce ar trebui să facă statul pentru antreprenori? Toți îi tratează de ceva, dar se pare că nu trece. Cred că, în primul rând, statul ar trebui să-și administreze bugetul țării, precum își administrează propriul buzunar, reprezentanții statului. Statul ar trebui să-și restrângă cheltuielile, eficientizându-se și restrângându-și din atribuții. Și ar trebui să-și gândească bugetul de o manieră echilibrată, în care veniturile să nu excedă, în care cheltuielile să nu excedă veniturile. În primul și primul rând, sigur că e extrem de mult de discutat despre toate măsurile concrete. Nu e cazul aici. De dar o face. Linia generală, asta e, asta nu e altă șansă. Pentru că va exista și o competiție între state. Și statul român își pierde clienții la momentul actual, nu? Dacă emigrăm mai mult și ne ducem în altă țară, e ca o companie care își pierde clienții. În momentul în care ai campanie electorală, doar atât trebuie să întrebi. Ai pierdut clienții? Ce se întâmplă cu un manager când își pierde clienții, respectiva companie? Până să vorbim despre nuanțe. Mulțumim. Aș vrea să mai luăm o singură întrebare, ca să reușim să încheiem. Nu mai foarte scurt, pentru că simt. Antreprenorii o să aibă o voce. Când antreprenorii o să se ducă să facă simțiți de către statul român. Atâta timp cât suntem dezbinați, atâta timp când nu există... Uitați-vă cine vorbește numele antreprenorilor români, voi ați văzut? Așa, de jur împrejurul vostru. Sunt cei străini. Singurii care sunt organizați. FICU. Da? Și mai avem și noi o asociație oamenilor de afaceri în care sunt 20 de oameni, dintre care domnul Sirian, domnul Compos, domnul Patriciu și nu mai știu ce, da? Unde suntem noi? Ne mai întrebăm când o să se schimbe ceva, atunci. Nu se va da nimeni la o parte, să știți, sigur. Of,